Un accident a avut loc astăzi între localitățile Șimian și Hinova. 3 autoturisme au fost implicate, iar în urma impactului 6 persoane au rezultat rănite. La fața locului au intervenit 2 echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin, cu autospeciale de descarcerare, una de stingere, dar și echipaje ale ambulanței. Un accident a avut loc pe drumul național 6. În urma impactului, o persoană a rămas blocată. Pompierii au extras de urgență victima din autoturism, aceasta fiind predată în stare de conștiință echipajului SAJ. Alte 3 persoane au primit îngrijiri medicale la locul evenimentului. Ulterior, acestea au fost transportate la spital în stare de conștiență. 3 echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit cu o autospecială de descarcerare, o autospecială cu apă și spumă și o ambulanță smurt la un accident rutier produs între 2 autoturisme pe drumul național 56A între localitățile Șimian și Hinova. La sosirea pompierilor, o persoană se afla blocată într-un autoturism și a fost nevoie de intervenția salvatorilor pentru extragerea acesteia. Alte 3 persoane au primit îngrijiri medicale de la paramedicii smurt și echipajele SAJ. Ulterior, toate cele 4 victime fiind transportate în stare de conștiință la unitatea de primiri urgențe din Drobeta Turnu Severin. Pompierii au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor la locul evenimentului. Paramedicii smurt și echipajele SAJ au acordat primul ajutor medical celor 4 victime, ulterior acestea fiind transportate la spital în stare de conștiință. La data de 24 noiembrie anul curent, pe DN56A, în afara localității Hinova, s-a produs un accident rutier soldat cu victime omenești. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul serviciilor rutier, care în urma verificărilor efectuate au stabilit că un bărbat de 61 de ani din comuna Hinova, în timp ce conducea un autoturism pe DN56A în afara localității Hinova, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un alt bărbat din comuna Bălăcița. Din accident a rezultat vătămarea corporală a 4 persoane care au fost transportate la unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culp. Pompierii au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor la locul evenimentului. Oamenii legii au deschis un dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală din culpă. De altfel, pagubele materiale sunt însemnate.